De ce avem nevoie pentru început? Loc, în primul rând, este la mine pe masă pentru cartofi roșii. Da. Lunguie, sunt delicioși pentru preparatul meu. Țelină multă, în cantități egale, însă pentru preparat, ceapă roșie specifică de toamnă, puțin usturoi, pătrunjel mult, pastă de ardei dulce și pastă de roșii, dar și afumătură, așa cum am spus. Procedura este cât se poate de simplă, ca la orice tocăniță se călește ceapa înainte să se taie grosier în cuburi destul de mari, împreună cu usturoiul se adaugă țelina. Pentru că și aceasta trebuie să degaje aromele, țelina se taie în felii lungi, precum cartofii, apoi se adaugă cele două tipuri de paste, ardei dulce și pasta de roșii, un pic de ardei iute, dacă doriți să fie ușor picantă, dacă nu, este delicioasă și așa, se completează cu apă, iar apoi se adaugă cartofii. În felul acesta, fiind cele două tipuri de paste, legumele nu se vor dizolva în sos, își păstrează foarte bine forma, sosul este clar un roșu ușor portocaliu, culoare specifică de toamnă, iar dacă doriți, un pic de afumătură alături, însă de preferință fiartă separat și nelipsitele murături care nu trebuie să lipsească de la plăcerea bunicii. Dar ce este, până la urmă? Este o mâncărică groasă? Este o mâncărică cu un sosișor. E groasă. Da, groasă, așa, în care poți să pisezi cartoful și să mănânci cu murătură și cu o bucată de pâine proaspătă. E o mâncare specific țărănească.